Bună dimineața, dragi prieteni, sunt Andrei Victor Dochia și vă spun bun venit la Universul Credinței, emisiunea de actualitate religioasă a televiziunii române. Astăzi este duminica 22-a după Rusalii, o duminică ce încheie o săptămână binecuvântată de Sfântul Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești, de cuvioasa Teofana Basarab, dar și de Sfinții Doctor Fără de Argint, Cosma și Damian. În bisericile ortodoxe se citește în această duminică din Evanghelia de la Luca, pilda bogatului nemilostiv. Mântuitorul Iisus Hristos ne arată și prin aceasta că viața nu se încheie în momentul morții noastre, ci continuă și după aceasta. Felul în care trăim aici, pe pământ, ne influențează în mod direct existența de dincolo. Pentru viața sa egoistă, bogatul din pilda citită astăzi a mers în iad, la suferința veșnică, iar săracul Lazar, pentru virtuțile sale, a ajuns în împărăția lui Dumnezeu. Bogăția obținută prin muncă cinstită nu reprezintă așadar un păcat și nu va aduce o osândire a celui cu stare. În schimb, este pedepsit modul în care este folosită averea. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că dacă ești bogat, nu este împotriva ta, dar dacă ești zgârcit, iată pentru ce ești osândit. Încheiem, dragi prieteni, o săptămână cu evenimente religioase despre care vom vorbi astăzi la Universul Credinței. Ora 8:30 vine cu Bucuria Credinței cu Părintele Constantin Necula. Astăzi continuăm seria realizată cu sprijinul Complexului Muzeal Național Moldova-Iași și vom afla detalii despre mormântul tragic de la Cucuteni. Iar acum a venit momentul să-i spunem bun găsit lui Răzvan Bucuroiu, pentru că urmează editorialul săptămânii. Greu de înțeles acum, la 2000 de ani distanță, disputele care au avut loc în primele comunități creștine legate de păstrarea vechii ordini a legii lui Moise sau abandonarea ei în favoarea Evangheliei. Aceste conflicte apăreau în sânul diasporei evrești, în primul rând, apoi între creștinii proveniți dintre păgâni. La Ierusalim era o aripă a apostolilor condusă de Sfântul Iacov, ruda Domnului, care apăra cu înverșunare practica circumciziei tuturor celor care vreau să devină creștini. Sfântul Apostol Petru încă ezita între cele două viziuni, însă Pavel al nostru a rămas ferm pe poziții. Citez: în Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Și câți vor umbla după dreptarul acesta, pace și milă asupra lor și asupra Israelului lui Dumnezeu. Epistola către Galateni. De aici se vede universalitatea mesajului hristic, pe care Pavel l-a înțeles ca nimeni altul. Se vede faptul că Fiul lui Dumnezeu nu a venit în lume doar pentru unii, ci pentru toți. Jertfa lui a fost pentru răscumpărarea păcatelor tuturor oamenilor care îl vor cunoaște și îi se vor închina lui, de la Adam încoace. Mai mult, Sfântul Pavel face remarca în fața filozofilor adunați în Areopag că există un singur Dumnezeu Tatăl și nu o sumedenie de zei și zeișori, și că El este Cel care L-a creat pe om, pe toți oamenii. Așadar, toți oamenii trebuie să-i se închine. Mai amendează Marele Pavel oportunismul și tama acelora care insistau pentru circumcizie. Citez: câți vor să placă în trup, aceia vă silesc să vă tăiați împrejur, numai ca să nu fie prigoniți pentru crucea lui Hristos. Da, pentru că nu vreau să se pună rău cu căpetenile religioase ale evreilor, pentru care circumcizia era semnul apartenenței la neamul lui Israel. Doar că acum intrase în scenă un popor nou, poporul lui Dumnezeu, creștinii lui Hristos. Sub genericul Catolica, Ciprian Dumea ne invită să descoperim locuri, oameni și evenimente din viața comunităților catolice din țară și din străinătate. Astăzi mergem la Onești, în județul Bacău, unde vom vizita sanctuarul diecezan dedicat fericitului Ieremia Valahul. Să urmărim așadar Catolica. Fericitul Ieremia Valahul, pe numele său de laic Ion Stoica, este primul român beatificat și așezat în calendarul Bisericii Catolice de către Vatican. De acest nume se leagă astăzi mai multe date notabile, care sunt și motiv de sărbătoare în cadrul Ordinului Fraților Minori Capucini din țara noastră și nu numai. Mai întâi, data nașterii sale, 29 iunie 1556, ca primul născut din cei 7 copii ai familiei.
Această dată este importantă în special pentru biografia sa și pentru familia călugărilor capucini din care face parte. La 8 mai 1578, intră în Ordinul Franciscan la Mănăstirea Capucinilor din Napoli. Această dată este menționată în documentele mănăstirii și celebrată în mod particular în cadrul Ordinului. La 5 martie 1625, la vârsta de 69 de ani, moare în infirmeria mănăstirii, după ce tocmai vizitase un bolnav. Această dată este cea mai importantă celebrare. În Biserica Catolică, sfinții sau fericiții sunt sărbătoriți la data morții lor. Cu această ocazie, în ajunul morții fericitului Eremia, în cripta sanctuarului din Onești, are loc o celebrare foarte emoționantă, când, în mod simbolic, se stinge și se reaprinde a doua zi candela votivă ce arde la picioarele fericitului Eremia, după ce a fost reînnoit și sfințit uleiul din candelă. La 30 octombrie 1983 este declarat fericit de către Papa Ioan Paul al II-lea. Într-o vreme întunecată în țara noastră, de restricțiile impuse de către regimul comunist, Vaticanul oferea României o rază de speranță prin beatificarea fericitului Eremia Valahul. Această dată reprezintă a doua mare sărbătoare a fraților capucini din țara noastră și totodată a întregii familii franciscane din care fratele Eremia face parte. În țara noastră, frații capucini sunt prezenți încă din anul 1992. Imediat după căderea regimului comunist, capucinii din provincia de Napoli și-au arătat interesul de a veni în țara noastră și de a cunoaște mai bine cultura și istoria poporului din care fratele Eremia plecase. Primii capucini sosiți în țara noastră au fost padre Mario Querini, padre Vittorio Clemente și padre Ubaldo Oliviero. Aceștia au deschis la Onești un seminar pentru tinerii care doreau să-L urmeze pe Dumnezeu după exemplul fratelui Eremia și totodată s-au implicat în promovarea dialogului ecumenic la nivel local și regional. Totodată, frații capucini erau interesați și de construirea unui loc simbol, a unui sanctuar în care, într-o zi, fratele Eremia să fie adus și așezat în mod solemn. După moartea sa, fratele Eremia a fost înmormântat într-o mănăstire din Napoli. Întoarcerea fericitului Eremia Valahul în patria natală a fost posibilă în anul 2008, după un amplu pelerinaj care a durat aproximativ 2 săptămâni și care a refăcut drumul plecării sale la vârsta de 18 ani. Pelerinajul s-a încheiat la Onești, unde se construia un sanctuar și o criptă în cinstea sa și în care a fost așezat în data de 31 mai 2008. De aceea, și această dată este sărbătorită și amintită cu mare drag la nivel local. În această zi, frații capucini organizează o sărbătoare la care participă în special credincioșii de pe Valea Trotușului. Centrul spiritual al fraților capucini a fost ales orașul Onești, deoarece preotul paroh de aici, părintele Eduard Sechel, cunoscând activitatea capucinilor din Napoli și având o evlavie deosebită pentru fericitul Eremia, a dorit personal să construiască un sanctuar pentru acesta, fiind convins că într-o zi fratele Eremia se va întoarce acasă. Părintele Eduard Sechel a murit în anul 1996. Lucrările au fost continuate de următorul paroh, părintele Iosif Păuleț, actualul episcop de Iași, și în cele din urmă de către părinții capucini, responsabil fiind numit părintele Ubaldo Oliviero. După 34 de ani de la punerea pietrei de temelie și la mai bine de 40 de ani de la beatificarea sa, fericitul Eremia Valahul are în sfârșit o casă. Sanctuarul diecezan dedicat fericitului Eremia Valahul din Onești a fost sfințit, iar altarul său consacrat în mod solemn la data de 27 octombrie. Iar frații capucini îi așteaptă în continuare pe toți cinstitorii fericitului Eremia cu pace și bine. Doamnelor, domnilor, duminica trecută ați putut urmări în transmisiune direct de la Catedrala Patriarhală, în cadrul unei ediții speciale a emisiunii Universul Credinței, Sfânta Liturghie Arhierească de Sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou. Pelerinajul din dealul Patriarhiei a inclus o serie de evenimente, iar la final a avut loc ședința Sfântului Sinod. Pentru minutele următoare, colegul nostru Corneliu Vlad Matache v-a pregătit un material de sinteză. Să urmărim!
Peste 100.000 de credincioși, după aprecierea organizatorilor, au participat la pelerinajul din acest an al Sfinților Dimitrie. Alături de sfintele moaște, aflate în patrimoniul Catedralei Patriarhale, a fost așezat spre închinare capul Sfântului și Dreptului Lazar, adus de la biserica din Larnaca de către Preafericitul Părinte Georgios, arhiepiscop al Noii Justiniana și al întregului Cipru. În dealul Patriarhiei au avut loc procesiuni cu cinstitele relicve, au fost oficiate sfinte liturghii, slujbe de acatist și slujbe de priveghere. Momentul culminant al pelerinajului l-a constituit liturghia arhierească de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, oficiată de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu un înalt sobor și pe care ați putut-o urmări în direct pe TVR1 în cadrul unei ediții speciale a emisiunii Universul Credinței. Această Evanghelie a învierii fiicei lui Iair s-a citit aici astăzi în prezența cinstitului cap al Sfântului și Dreptului Lazar, prietenul Mântuitorului, Lazar din Betania, fratele surorilor Marta și Maria. Mântuitorul a înviat din morți 3 persoane, pe fiul văduvei din Ai, pe fiica lui Iair și pe prietenul său Lazar din Betania. Toate aceste persoane erau tinere. Prin aceasta a arătat că tinerii sunt imaginea celor care sunt chemați la viață veșnică, la tinerețe veșnică și ei sunt o speranță pentru părinții lor că vor avea grijă de părinții lor atunci când părinții vor fi în vârstă înaintată. La finalul Sfintei Liturghii a fost proclamată oficial canonizarea cuviosului Macarie Protopsaltu, cel care a tipărit primele cărți de cântări bisericești în limba română. Sfântul Sinod a hotărât canonizarea slujitorului lui Hristos și cărturarului Macarie Protopsaltul în anul 2023, cu zi de prăznuire pe 31 august. Un eveniment important în ceea ce privește desfășurarea vieții bisericești, care s-a derulat în perioada pelerinajului Sfinților Dimitrie, l-a reprezentat ședința de lucru a Sfântului Sinod. Înaltul for administrativ bisericesc a ales 2 ierarhi în fruntea unor unități administrative din diaspora, Preasfințitului Părinte Atanasie de Bogdania, până în prezent arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, i-a fost încredințată spre păstorire Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Marii Britanii și Irlandei de Nord. În funcția de episcop al Eparhiei Ortodoxe Române a Irlandei și Islandei, a fost ales Preasfințitul Părinte Nectarie de Bretania, care până la acea dată deținea demnitatea de episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale. Sfântul Sinod a aprobat principalele evenimente propuse pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea anului centenar al Patriarhiei Române 2025 și a declarat 2026 an omagial al pastorației familiei creștine și an comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. A fost validată de asemenea înscrierea în sinaxarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului Mucenic Lup din Tesalonic, cu zi de prăznuire 27 octombrie. În legătură cu situația românilor ortodoxi din Ucraina, Sfântul Sinod a luat act cu regret de refuzul autorităților de la Kiev de a recunoaște Asociația Bisericii Ortodoxe Române din Ucraina, deși aceasta îndeplinește toate condițiile solicitate de legislația ucraineană și a aprobat continuarea demersurilor pentru soluționarea acestei solicitări legitime. Printre hotărârile înaltului for administrativ bisericesc, s-a mai numărat aprobarea textelor sinaxarelor, troparelor, condacelor și slujbelor celor 16 mărturisitori canonizați în ședința de lucru din 11 iulie 2024. Suntem aproape de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nectarie, un sfânt îndrăgit de români. La mănăstirea Radu Vodă din București încep deja pregătirile de hram. Să urmărim împreună un scurt reportaj.
Mănăstirea Radu Vodă din București se pregătește de sărbătoare. Pe data de 9 noiembrie, clopotele mănăstirii vor vesti, ca în fiecare an, cinstirea Sfântului Vindecător de Cancer Grabnicului Ajutător Nectarie. Născut în Silviria pe data de 1 octombrie 1846, absolvent al Facultății de Teologie și hirotonit ca mitropolit de Pentapole, mitropolitul Nectarie a slujit în orașul Cairo devenind un slujitor cu adevărat iubit de oameni. Cu toate acestea, a suferit invidia altor slujitori ai Patriarhiei Alexandriei, iar în cele din urmă i s-a cerut să părăsească Egiptul. Deși nu greșise cu nimic, Sfântul Nectarie s-a supus și a cerut iertare și s-a retras în Grecia, sărac fiind defăimat și ignorat. După o perioadă în care a fost profesor și predicator, s-a retras în insula Egina, unde a construit mănăstirea între anii 1904 și 1907. Și în România, prezența Sfântului Nectarie este vie și lucrătoare. Săptămâna aceasta, pe data de 7 noiembrie, Paraclisul Institutului Oncologic din București va primi un fragment din moaștele Sfântului Nectarie oferit de arhimandritul Dardanos din Grecia. După slujba de sfințire a Araclei, va avea loc o procesiune în jurul Bisericii Institutului și la saloanele unde sunt îngrijiți pacienții oncologici. Locul din București, unde Sfântul Nectarie este ca acasă, Mănăstirea Radu Vodă, vă așteaptă începând cu data de 8 noiembrie și anul acesta să-l cântăm împreună pe marele iubitor de oameni și vindecător, pe Sfântul Nectarie. În fiecare an, în prima sâmbătă din luna noiembrie, Biserica Ortodoxă a rânduit să se facă pomenirea celor adormiți în Domnul. În rubrica noastră Înțelesuri creștine, Părintele Profesor Gheorghe Holbea ne va oferi o perspectivă teologică asupra acestei zile speciale și ne va explica de ce este important să-i pomenim pe cei dragi ai noștri trecuți în veșnicie. Înțelesuri creștine, așadar. Această comuniune cu cei trecuți în viața de dincolo, din momentul în care are loc această trecere și prin faptul că noi avem, spre exemplu, pentru cei adormiți, îi cinstim trupul, adică îl spălăm, îl îmbrăcăm în haine noi, apoi îl priveghem prin citiri din Sfânta Scriptură și din Psaltire, mai ales din Psaltire, apoi citim stâlpii. Stâlpii care sunt Evanghelia ale Învierii, citite de preot, și după aceea slujba prohodirii în sine. Toate acestea ne arată o altă cultură, și anume că cel care a trecut în viața de dincolo n-a trecut în neființă, ci pur și simplu el este viu, nu numai în conștiința noastră, în memoria noastră, dar este viu în împărăția lui Dumnezeu, pentru că numele său este scris în cartea vieții. Noi avem în Sfânta Liturghie, că atunci când ieșim cu cinstitele daruri, pe toți și adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, adormiți, așa, pe fiecare după numele său să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Deci cred eu că această cultură a cinstirii celor adormiți, care se întemeiază evident pe moartea și învierea Mântuitorului Iisus Hristos, aceasta este cultura cea mai profundă, prin care se arată că cei care au trecut în viața de dincolo nu sunt pur și simplu, cum zice în limba greacă, necros, este mort, s-a terminat. Nu, ci ei sunt adormiți ca unii care așteaptă și ei
cum spunem noi în simbolul de credință, așteptă învierea morților și viața veacului ceva să fie, așteaptă și ei. Pe de altă parte, vedeți, această cultură a dragostei și a comuniunii, pentru că cea mai discutată problemă este, mai ales la noi ortodoxi, sunt unii care ne spun ce, mănâncă mortul, bea mortul și așa mai departe. Nu, este vorba despre o împărțire a dragostei prin cei, prin urmașii tăi. Adică în momentul în care eu spun să fie de sufletul mamei mele, să fie de sufletul tatălui meu, de sufletul bunicului meu sau a altor persoane dragi, eu nu fac altceva decât împlinesc porunca dumnezeiască și anume criteriul judecății lui Dumnezeu este flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și mi-ați îmbrăcat și toate aceste fapte ale milostenei trupești pe care eu le împărtășesc în numele celui trecut în viața de dincolo. Ori lucrul acesta ne arată că dragostea este cea care biruiește moartea. Dragostea este cea care transformă această moarte într-o mare trecere din viața de aici în viața de dincolo și în același timp care ne demonstrează faptul că omul nu dispare niciodată. Aceste sâmbete ale moșilor, cum le spunem noi, moșii de toamnă, moșii de iarnă, moșii de vară, spre exemplu, sunt sărbători, evenimente în care ne aducem aminte de toți cei adormiți din neamul nostru și facem această pomenire, dar aș vrea să atrag atenția asupra unui aspect care este mai puțin înțeles. Spre exemplu, la noi, la această sâmbătă a moșilor, noi pomenim, durează cam două ore, două ore și ceva, șirul numelor. Și atunci sunt unii care nerăbdători spun: Doamne, de ce nu-i pomeniți, uite, în paralel, fiecare preot să citească acolo, unul citește tare, nu. Noi îi pomenim pe toți tare, preoții pe rând fac aceste pomeniri, pentru că la aceste pomeniri trebuie să participe și credincioșii. Deci credincioșii trebuie să se înarmeze cu această răbdare, care înseamnă jertfelnicie, în memoria celor adormiți. Deci eu cred că toate aceste sâmbete ale moșilor, cum le spunem noi, sunt evenimente atât de profunde. De ce? Pentru că neamurile noastre participă la această comuniune, să zicem, universală și este foarte important că noi avem această comuniune a generațiilor. Comuniunea generațiilor, strămoși, moși, părinți și așa mai departe, dar este foarte important ca toată comunitatea, când pomenim noi acele nume care pentru unii par impersonale, să zică Dumnezeu să ierte și dacă își pierd răbdarea după ce i-au auzit pe ai lor, n-au decât să facă acatistul pentru cei adormiți. Există un acatist pentru cei adormiți, pentru că așa participi. Așa, celălalt, cei trecuți în viața de dincolo, devin și ai tăi. Ești în comuniune cu ei. Deci e un act de mare cultură creștină. Este, de fapt, cultura învierii. Editura de Suflet a publicat o carte cu explicații ale predicii de pe munte. O carte de învățătură creștină, așadar. Să urmărim în minutele următoare cartea de duminică. Ce este mai greu pentru fiecare dintre noi? Să vedem bârna din propriul ochi, să avem dreaptă măsură și să mergem pe drumul strâmt al credinței. Biruiește răul cu binele, o tâlcuire la predica de pe munte în traducerea lui Gheorghiță Ciocioi, este un îndrumar pentru fiecare dintre noi pentru a urma această cale strâmtă a credinței. Citesc câteva titluri de capitole. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Nu poate pom bun să facă roade rele. Nu oricine îmi zice, Doamne, este sincer cu mine. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne. Explicații la textul evanghelic nou testamentar ce ne pot fi de folos acum în apropierea postului Crăciunului. Citiți sau măcar răsfoiți într-o zi de duminică volumul Biruiește răul cu binele.
și în această duminică am plăcerea să-l am ca invitat pe domnul Gheorghiță Ciorcioi. Bine ați venit! Bine. De asta dată vrem să vorbim despre un volum tradus tot recent, Biruiește răul cu binele, un volum apărut la editura De Suflet. De ce sunt adunate mai multe învățături din teologia rușilor sub acest titlu, Biruiește răul cu binele? Pentru că până la urmă toți știm că trebuie să biruim răul cu binele și foarte puțini reușim să o facem. Da, astăzi se vorbește tot mai des de un manual, de o tehnică, de o procedură, de o metodologie. Sigur, omul modern are nevoie de așa ceva. Este o carte, practic, în care este comentată, este de un teolog rus, de fapt mai mulți teologi, principalul fiind Dolgenko, Predica de pe munte a Mântuitorului. Și cartea are în vedere toate acele cuvinte spuse de Mântuitorul pe munte, ucenicilor și mulțimilor, iată, începând cu o imagine foarte clară a căii celei strâmte. Calea cea strâmtă, într-adevăr, se poate constitui într-o metodă, spuneam, pentru creștinul de astăzi. Ce era calea cea strâmtă, ce era calea cea largă? Și unul din teologii ruși, Dolgenko, explică cum erau construite cetățile în perioada Mântuitorului în Israel. Sigur, orașul era, la fel ca astăzi, un loc al bunăstării, al luxului, al o viață cu totul altfel față de un sat. Cetățile erau undeva așezate pe o culme de deal, chiar munte, bine apărate, prezentau un confort diferit față de o localitate mai mică și de aici începea un drum larg către această cetate. Porțile erau frumos împodobite în vremea Mântuitorului, dar orice cetate avea o poartă mai strâmtă. Această poartă însemna smerenie, însemna supunere, erai supus cuiva mai mare din cetate sau veneai pur și simplu în cetate pe o altă cale, nu furișindu-te, ci pe o poartă știută de puțin. Ei bine, de aici, în această carte, pornind de la imaginea aceasta a cetății, vorbim de aproape un manual în care creștinul este invitat să intre pe poarta cea strâmtă în cetate. Sintagma regăsită în tâlcuirea la predica de pe munte. Apoi urmează celelalte cuvinte ale Mântuitorului: nu orice pom face roade bune, pomul cel bun face roade bune. Sigur, pilda neghinei, pilda casei de pe stâncă. Practic, întâlnim aici cuvinte care ne pot ajuta în viața noastră, lămurite pe deplin, la începutul secolului al XX-lea, de teologi ruși, privitoare la mersul nostru către împărăție. O împărăție care are cu totul alte reguli, o cetate care are cu totul alte reguli față de cele știute. Sigur, aici încălcăm regulile ale lumii, absolut. Deci împărăția lui Hristos și împărăția lumii nu sunt compatibile, nu? Avem în curând alegeri și așteptăm un mesia politic. Ei bine, nu. Regulile sunt total diferite. Este o carte de folos sufletesc pentru creștinul lumii de astăzi. Care ne convinge, după părerea dumneavoastră, să biruim răul să cu binele? Biruim răul cu binele. Este atât de simplu să ajungem, după ce citim un volum de 100 și ceva de pagini? Este simplu și complicat în aceeași măsură dacă punem în practică aceste cuvinte, fără a încerca să ne deformăm pe noi sau să deformăm ideea în sine, ci printr-o trăirea noastră în biserică, alături de Hristos. Dialogurile dimineții vă prezintă ultimul episod cu cercetătorul Luigi Bambulea, care ne-a purtat cu deosebită competență în orizontul tainic al icoanei. Fiți atenți!
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Dialogurilor Dimineții în prezența teologului Luigi Bambulea, cercetător, profesor la Universitatea Națională de Arte. Bun găsit, Luigi! Bun regăsit! Să intrăm direct în subiect pentru că trebuie să lămurim cumva ruptura care, sau schimbarea pe care Renașterea a operat-o în cadrul artei icoanei. Au luat-o pe o altă, pe o altă pistă, pictorii renașentiști. De ce au simțit nevoia ca să părăsească dimensiunea teologică, mistagogică, așa cum mi-a spus, și până la maharică a icoanei? Din perspectiva lor nu era un abandon, nu era o părăsire a paradigmei harice. Este pur și simplu vorba la început, în pre-renaștere sau în renașterea timpurie, Giotto și ceilalți, până la generația lui Brunelleschi sau lui Leon Battista Alberti, este vorba de o redescoperire a naturii, pe de-o parte, și datorită științei medievale, chiar dacă era o știință speculativă, datorită opticii bunăoară, reprezentarea naturii se realizează într-o manieră mult mai acurată din punct de vedere științific, deci este o redescoperire a naturii. Apare o teorie propriu-zisă a opticii, care este mediată prin Alhazen dinspre știința arabă, care intrase în Europa în peninsula iberică și care va ajunge să fie foarte dezvoltată de fizicieni premoderni de genul lui Occam sau lui Jordanus Nemorarius sau lui Roger Bacon, care va fi și consilier al unuia dintre pape, al lui Martin al V-lea. Este deci o redescoperire a naturii, e vorba și de o evoluție epistemologică, o evoluție a metodei și metodologiilor științifice și după aceea de o redescoperire a artei antice. Cel puțin generațiile din 400 de artiști deja beneficiază de excavări și de descoperiri și redescoperiri ale tradiției mai întâi sculpturale și după aceea chiar de artă bidimensională, mozaic mai ales, din antichitate. Deci se redescoperă tradiția clasică, elenistică și greco-romană și toți acești vectori, redescoperirea naturii, știința, evoluții științifice, respectiv redescoperirea sursei antice și a științei artistice și a practicii artistice antice, toți acești vectori concură către o deplasare sensibilă dinspre maniera bizantină, maniera greca, spre maniera modernă. Maniera modernă, cum o vor denumi ei. Este vorba, mai ales după 1400, de dezvoltarea perspectivei, științe perspectivale prin Leon Battista Alberti. Nu este singurul, bineînțeles, se ajunge spre 1450 odată cu Paolo Uccello la o practică realmente avansată a perspectivei, pentru ca deja cu Leonardo să discutăm, nu, și cu fra Luca Pacioli, al cărui tratat despre Divina Proporțiune la Milano Leonardo îl ilustrează, să discutăm despre o știință în sensul aproape modern al termenului, a reprezentării perspectivei. De altfel, în tratatul de pictură al lui Leonardo, perspectiva ocupă un loc eminent. După aceea, este adevărat că la Rafael vezi toată această moștenire și această evoluție de două secole, o vezi realizată într-o manieră sublimă, dar e adevărat, sensibil diferită de aceea bizantină. Este pur și simplu un etos, dacă vreți, dar și o istorie culturală paralelă, un etos occidental și o istorie culturală și o evoluție culturală specifică Occidentului, care redescoperă sursele antice și care cunoaște anumită evoluție științifică, ce face ca reprezentarea sacrului în Occident să fie sensibil, tot mai sensibil diferită de reprezentarea sacrului în Orient, adică în Biserica Răsăritului. Biserica răsăritiană rămâne fidelă surselor antice, de antichitate târzie, bunăoară reprezentărilor sacre din patrimoniul mănăstirii Sfânta Ecaterina de la Sinai. După aceea rămâne fidel Bizanțul târziu, rămâne fidel imaginii sacre din Bizanțul timpuriu sau din Bizanțul clasic. Pentru arta bizantină avem, eu aș sistematiza, patru mari vârste ale icoanei și ale, nu doar ale icoanei, ci ale reprezentării sacre. Fiindcă nu vorbim doar de icoană portabilă, ci și de mozaic sau de frescă sau de imagine imprimată în suporturi portabile, cum ai pe o cădelniță sau pe un dicher, tricher sau pe veșminte sacre. Este vorba de mai întâi o fază preclasică, este această etapă de cristalizare a unui prim limbaj artistic sacru în arta protocreștină, deci în arta catacombelor mai ales. După aceea o etapă clasică este Bizanțul Justinianeu, care în anii 600, după aceea imediat după Justinian,
dezvoltă un canon al reprezentării, sacre în biserici sau pe suporturi portabile. După aceea este etapa post-clasică de rafinare, de manierizare. Este Bizanțul comnenilor și chiar după aceea al paleologilor, după 1200. Este punctul maxim. Punctul maxim, exact, de maturizare a artei sacre bizantine. Să zicem că aici imaginea canonică ar fi Anastasisul de la Hora din Paraclisul lui Teodor Metohites de la Mănăstirea Hora, care a fost refăcut de Metohites în secolul al XIV-lea, și după aceea este epoca neo-bizantină, de post-clasică, dar și neoclasică după aceea, adică de redescoperire a modelului bizantin, când în secolul al XIX-lea și mai ales, dacă vorbim și de cultura română, în secolul al XX-lea. Dar vedeți că noi redescoperim Bizanțul în secolul al XX-lea, la început de secolul XX, după experiența modernității. Prima noastră artă neo-bizantină din epoca interbelică este contagiată de arta Art Nouveau. Este o neașteptată... Un Belizarie, să spunem. De pildă, Belizarie este unul dintre ei. Este o geminare... Greceanu. Olga Greceanu, exact, în egală măsură, și chiar Arsenie Boca. Și acolo se pot găsi... Arsenie Boca, da, exact. Da, da, care este absolvent de un arte. La asta nu m-am gândit. Bele arte, da. Da. Acele impresionante și, am spune, ciudate reprezentări cristice, cumva escatologice. Neconvenționale, da. Și neconvenționale. Chiar ciudate, da. Da, ale lui. De fapt, identificăm un efect care vine din direcția Art Nouveau. Ce să mai spunem de arta de monumentală din bisericile ortodoxe, pe care Teodor Aman o practică, și Grigorescu nu, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, care este de descendență... La Agapia, care e de descendență neoclasică și care are la bază, de fapt, experiența renascentistă, adică a Occidentului, nu a răsăritului. Vedeți, deci, că este o istorie în care se întâlnesc și interferează foarte multe tradiții artistice, sau, în orice caz, câteva tradiții artistice majore, la care se adaugă și maniere individuale. Ceea ce rămâne fundamental pentru arta bizantină însă, sau, dacă vreți, fidel bizantină, este că icoana bizantină răsăritiană presupune perspectivă inversă, și că perspectiva inversă, adică în care privitorul este punctul de fugă în icoană, nu, punctul de fugă nu se situează precum în arta renascentistă și în icoana occidentală în adâncimea imaginii. Punctul de fugă este către cel care te privește. Ei bine, asta se întâmplă pentru că în realitate icoana vine la întâlnirea cu tine. Icoana este mediul unei ființe care stă dincolo de ea și care vine la întâlnirea cu ființa acelui orantului, acelui care invocă, acelui care se roagă. Este, permiteți-mi pe final să fac această analogie cu noțiunea din fizica relativistă de con de lumină. Este conul de lumină al unui eveniment trecut, care este evenimentul arătării lui Hristos, evenimentul revelației, în care tu reușești să te situezi, în măsura în care reușești să faci asta din punct de vedere spiritual. Și atunci tu ești situat în conul de lumină viitor, adică de peste 2000 de ani, al evenimentului trecut, care este arătarea lui Hristos. Dacă reușești să faci asta, tu totodată te vei situa în conul de lumină trecut al evenimentului viitor, care este venirea de-a doua, și te va găsi în lumină. Pentru că ai reușit și cu ajutorul icoanei să te situezi, și cu perspectiva inversă a icoanei, să te situezi la această întâlnire. Ultima întrebare din păcate. Se spune adesea, citându-l pe Dostoevski, că frumusețea va salva lumea. Crezi în această afirmație? Da, dar atenție, nu frumosul, ci frumusețea. Nu frumosul abstract, cum era încă la Plotin, ci frumusețea. Aici este un termen pe care e foarte atent să-l folosească Dostoevski, și termenul este cresota. Nu este termenul comun general crascoe, care este frumosul însuși. Este frumusețea. Și atunci când el folosește noțiunea aceasta a frumuseții, de fapt Ipolit, un personaj ftizic bolnav, pune, îi atribuie afirmația prințului Mâșchin și îi spune: tu, prințe, ai spus că frumusețea va mântui lumea, și el afirmă: iată, prințul Mâșchin este îndrăgostit. Și într-adevăr era îndrăgostit, și permiteți-mi să vă spun de ce era îndrăgostit. Era îndrăgostit nu de Anastasia Filipovna, ci de misterul pe care îl vede în frumusețea ei de nesuportat. Sunt capitole distincte din Idiotul. Idiot pentru că era idiot. Adică era copil în sensul acela pe care Mântuitorul le spune ca unora ca acestora este inocent, o anumită inocență, dar o inocență de care el era conștient. El spune că în frumusețea de nesuportată Anastasiei Filipovna se află o taină. Și în inima acestei taine, spune mai departe, se află suferința. Și el spune că o astfel de frumusețe poți schimba lumea.
Asta este frumusețea, care nu e frumosul însuși, care e frumusețea concretă în spatele căreia stă taina suferinței, cu care Prințul Mâșchin crede că poate să schimbe lumea. În acest sens, da, cred că frumusețea poate să schimbe lumea. Să știți că frumosul însuși, cum cred filozofii, despre care vorbesc filozofii și despre care unor vorbesc și teologii, nu va lua niciodată tramvaiul ca să facă o vizită la oncologia pediatrică. Doar frumusețea concretă, adică din sufletul unui individ, va putea să facă asta. În acest sens, da, frumusețea va salva lumea. Aceasta este concluzia la care vreau să rămânem în seria noastră. A luat sfârșit. Luigi, îți mulțumesc foarte mult pentru și faptul că am putut sta de vorbă și am putut împărtăși astfel de gânduri. Dragi prieteni, aici se încheie această serie a dialogurilor dimineții. Rămâneți alături de noi. La reportajele Universul Credinței vă invităm astăzi la Mănăstirea Crasna din județul Prahova, situată în comuna Izvoarele, la 15 km de Vălenii de Munte, la poalele munților Ursoaia. Un reportaj realizat de Ileana Gaiță și imaginea este semnată de Andrei Coruț. Localnicii vorbesc despre existența unui schid de călugări din lemn, care s-ar fi aflat încă din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, pe locul actualei mănăstiri Crasna, însă nu există documente care să ateste acest fapt. Într-un îndrumător al arhivelor centrale din București, există totuși mențiunea că schidul Crasna ar fi existat înainte de anul 1745, iar în anul 1828 a fost numai rectitorit. Ne aflăm în biserica veche a mănăstirii Crasna. Biserica aceasta, împreună cu clopotnița și cu aghiazmatarul, reprezintă cele trei elemente de patrimoniu arhitectural, elemente de patrimoniu istoric al mănăstirii, care datează din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Actul de înființare al mănăstirii, al schitului pe vremea aceea, al schitului Izvoarele, apoi mănăstirea Crasna, datează din 1828, când doi călugări, Chesarie și Nil, tată și fiu, Constantin și Nicolae Potlogea, care sunt originari din regiune, și-au donat toată averea, toate avuțiile lor pentru întemeierea acestui schid, sub îndrumarea mentorului lor spiritual, episcopul Chesarie al Buzăului, care a fost o personalitate ecleziastică și culturală a primei jumătăți a secolului al XIX-lea, într-o perioadă relativ tulbure a țărilor române, a Valahiei, într-o perioadă a tranziției acestor țări de la regimul fanariot către un regim al domniilor pământene. În prezent, în biserica veche, cu hramul Sfinții Constantin și Elena, nu se săvârșesc slujbe, deoarece se efectuează lucrări de explorare pentru raportul arheologic pe care se va baza documentația pentru proiectul de reabilitare al ansamblului arhitectural. Proiectul va cuprinde și refacerea picturii murale, de o valoare istorică deosebită și care reprezintă un exemplu de iconografie cu elemente de pictură murală și naivă, specifică începutului de secol XIX. Remarcabilă ca și piesă în acest ansamblu este catapeteasma din spatele meu, care este executată la Viena în 1835 și care prezintă elemente stilistice ale barocului și care
reprezintă unul dintre elementele reprezentative ale mănăstirii noastre. O asemenea catapeteazmă se mai găsește și la mănăstirea Cheia, în același stil, cel mai probabil executată în aceleași ateliere vieneze. În jurul schitului, care pe atunci se numea Izvoarele, au fost ridicate chiliile, iar episcopul Chesarie al Buzăului a fost cel care a adus aici călugări de la schitul Ciolanul, mănăstirea Cheia și de la alte chinovii. Locul a devenit repede cunoscut pentru că în cadrul schitului a luat ființă o școală la care învățau copiii gospodarilor din satele apropiate, care pe timpul școlii aveau casa și masa asigurate. Mănăstirea Crazna a avut tot timpul, într-un fel sau altul, o vocație culturală deosebită. Începând cu momentele zorii întemeierii sale, când aici a funcționat o școală pentru copiii din satul Băjenari, sat acum inexistent. Se mai văd niște temelii pe un versant al muntelui Ursoaia. Pe de altă parte, a fost susținătoarea prin burse a mai multor studenți, nu numai din domeniul teologiei. Mai eu cunosc un fizician și un medic, și nu numai, și teologi, nu mai vorbesc, tineri care au fost susținuți în perioada studenției de mănăstirea Crazna. Iar eu însumi am fost beneficiar al acestei susțineri din partea mănăstirii, motiv pentru care cred că, la fel ca și mine și ceilalți menționați mai devreme, rămânem recunoscători acestei mănăstiri pentru eforturile sale pentru îndemnul la învățătură, la studiu și la dezvoltarea vocațiilor pe care l-a exercitat de-a lungul vremii. Schitul Izvoarele, devenit Crazna, a cunoscut multe perioade de mărire și de decădere de-a lungul timpului. La 1 ianuarie 1961, ca urmare a decretului 410 din noiembrie 1959 emis de regimul comunist, schitul este desființat și afiliat parohiei Izvoarele cu denumirea Biserica Izolată Monument Istoric Crazna. În 1967, patriarhul Justinian Marina îi aduce aici pe ieromonahii Gedeon Bunescu și Nicodim Dimulescu de la schitul Slănic din Argeș. Este un moment care marchează începutul unei perioade de înflorire fără precedent. Piatra de temelie a Bisericii Noi, cu hramul acoperământul Maicii Domnului, a fost pusă în toamna anului 1990, iar lăcașul de cult a fost sfințit 8 ani mai târziu de vrednicul de pomenire patriarh Teoctist, care a și propus în anul 2001 transformarea schitului în mănăstire. Pictura acestei biserici a fost realizată de soții Ioan și Daniela Moldoveanu într-un stil neobizantin. Cei doi sunt cunoscuți pe plan național și chiar internațional ca fiind doi artiști iconografi cu un talent deosebit. Tot ei au pictat și capela sau paraclisul tuturor sfinților români, care este adiacent la această biserică. În această biserică se află și icoana expusă provizoriu spre închinare, icoana Maicii Domnului, a maestrului Procenco, pictor de origine ucrainiană de la începutul secolului 20, care are mai multe lucrări, mai ales în mănăstirile din și bisericile din Moldova. Am zis, este expusă temporar spre închinare, deoarece această icoană se află de obicei în biserica veche, biserica Monument Istoric. Am găsit de cuvință să nu privăm pelerinii noștri de prezența acestei icoane,
care are o compoziție artistică deosebită și care emană o căldură și o sensibilitate unice, și nu o spun eu, o spun experții în materie. În anii 90, obștea Schitului a început să se mărească, mulți tineri fiind atrași de viața duhovnicească de aici. Preasfințitul Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, a fost tareț al Schitului între 1981 și 1996. Tot aici a îmbrăcat haina monahală mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înalt preasfințitul Teofan, arhiepiscopul Tomisului, înalt preasfințitul Teodosie, episcopul Giurgiului, preasfințitul Ambrozie, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, înalt preasfințitul Ciprian. Lor li se adaugă stareți, preoți de mir sau teologi care s-au format aici și care astăzi slujesc în mănăstiri, biserici de parohie, școli, ori institute de învățământ superior de pe întreg cuprinsul țării. Printre aceștia se numără și cel care ne-a însoțit astăzi în călătoria prin mănăstirea Crasna, părintele Luca Bâlteanu, absolvent a 6 facultăți: teologia, fizica, matematica, dreptul canonic și medicina, 3 dintre ele făcute în Franța. Sunt ieromonah la mănăstirea Crasna din județul Prahova. Sunt viețuitor al acestei sfinte mănăstiri de 14 ani. Și pe lângă vocația aceasta monahală și pe lângă viața aceasta monahală și clericală, mai am o viață legată de slujirea aproapelui. Sunt medic specialist în domeniul radioterapie, sunt cercetător în domeniul oncologiei medicale, mai precis biologia cancerului. Mai nou lucrez și pe tehnicile acestea de prelucrare a datelor masive, big data, pentru modele de predicție și prognostic în domeniul cancerului, în domeniul oncologiei, și predau matematicile și fizica aplicate în științele biologice studenților din anul întâi de la specialitatea de medicină veterinară. În mănăstirea Crasna există 4 altare unde se poate săvârși Sfânta Liturghie, fiecare dedicat altui hram. Astfel, hramul principal al mănăstirii este sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, cinstiți la 21 mai. Hramul Bisericii Noi este acoperământul Maicii Domnului, prăznuit la 1 octombrie. Altarul de vară, unde sunt săvârșite slujbele în aer liber, are hramul Sfântul Preoroc Ilie Tezvitanul, pomenit la 20 iulie. Iar Paraclisul are hramul tuturor sfinților români, sărbătorit în fiecare an, în a doua duminică după Rusalii. Acest paraclis, la vremea sfințirii sale în 2001, era unicat aproape în România, pentru că el a fost dedicat dintr-un atașament patriotic deosebit pe care l-au avut ctitorii față de Biserica Neamului, față de Maica Neamului Românesc, Biserica Ortodoxă. Pelerinii care trec pragul mănăstirii Crasna poposesc adesea și în cimitirul lăcașului de cult, unde se odihnesc foștii stareți și monahi ai mănăstirii, precum și cuviosul Arsenie Praja, mai cunoscut sub numele de Arsenie Puznicul, un sfânt ardelean din zona Albacului, din munții Apuseni, care a trecut la Domnul aici în 1973 și ale cărui nevoințe sunt desprinse parcă din filele patericului. Părintele era cunoscut prin faptul că avea o viață foarte modestă, foarte cumpătată, umbla desculț, indiferent de anotimp, era legat cu o sfoară în loc de centură, toate hainele sale erau ponosite
cârpite și nu se hrănea decât cu verdețuri. Cuviosul Arsenie Puznicul a rămas întipărit în memoria bisericii prin aceste nevoințe ale sale, prin mila sa deosebită și prin harismele sale, existând mărturii ale unor vindecări miraculoase făptuite prin rugăciunile și povețele acestui cuvios. Întreg ansamblu monahal, de la momentul întemeierii sale și până la lucrările cele mai recente, a fost realizat din donațiile credincioșilor care au trecut pragul mănăstirii Crazna și care au fost impresionați atât de frumusețea peisajului, dar mai ales de atmosfera duhovnicească și de primirea călduroasă cu care au fost întâmpinați. Pentru a ajunge însă la mănăstire, pelerinii au de trecut un mic obstacol. De la un moment dat, drumul părăsește asfaltul și se continuă în pădure pe un drum forestier, aproximativ un kilometru, iar ultima parte nu se poate parcurge decât cu o mașină de teren sau pe jos. Una dintre barierele pe care le avem în momentul de față este calea de acces la mănăstire, care este foarte accidentată. Accesul este dificil pentru persoane vârstnice, persoane care nu se pot deplasa, chiar și pentru copii. Acest lucru ne-a determinat pe noi să începem demersuri și discuții cu autoritățile și locale și județene, care până în momentul de față și-au arătat un oarecare sprijin, care sperăm să se materializeze cât de curând în trecerea la în demararea procedurilor pentru lucrări, pentru apelul de oferte și în sfârșit executarea lucrărilor, întrucât mănăstirea Crazna, prin vocația sa socială, poate constitui un spațiu în care componenta aceasta spirituală și duhovnicească și misionară se poate conjuga cu o componentă socială și filantropică particulară. Această componentă social-filantropică se reflectă și în faptul că mănăstirea Crazna este una dintre puținele, dacă nu singura mănăstire, care oferă tuturor pelerinilor care participă la Sfânta Liturghie, duminica sau în zilele de sărbătoare, o masă caldă, indiferent de statutul lor social. Numărul pelerinilor care intră pe poarta mănăstirii este variabil, este, să zicem, sezonier. Cei mai mulți pelerini vin în perioada estivală, vârful, conform statisticilor noastre și statisticilor primite de curând de la Jandarmeria Română, este luna august. Respectiv, al doilea vârf este perioada sărbătorilor pascale. În perioada în care, de acum 14 ani, în care eu am intrat în această obște, numărul credincioșilor putea să ajungă și la 2.000-2.500 de credincioși. În prezent, numărul credincioșilor care vin la mănăstire duminicile sau în zilele de sărbătoare este de ordinul sutelor. În afară de participarea la slujbe, pelerinii îi cercetează pe monahii de aici în căutarea răspunsurilor la problemele sau la bolile pe care le au, unele dintre ele fiind urmarea păcatelor sau a patimilor. Aceste patimi generează, în contextul în care omul nu se înscrie pe această traiectorie a împărtășirii cu tainele bisericii, omul începe să îi se schimbe sufletul, să îi se schimbe mintea, mai degrabă, că părinții vorbesc de schimbarea minții, și anume să înceapă să fie disperat, să înceapă să fie depresiv, să înceapă să aibă tot felul de anxietăți, tot felul de frici, care capătă proporții din ce în ce mai mari, devin cataclismice și
ca pentru atenuarea cărora, pentru atenuarea efectelor cataclismice ale acestor tensiuni interioare, omul se aruncă, plonjează și mai mult în marea aceasta a patimilor, adică, să zicem, alcoolicul devine și mai alcoolic și mai mare consumator, cel care a simțit o ușurare atunci când a consumat vreun drog, vreo substanță din aceasta halucinogenă, vorbesc și la și de etnobotanice chiar, constată că există o ușurare, o detensionare, încearcă să atingă această stare din nou prin consum, numai că pentru atingerea acestor stări necesită un consum din ce în ce mai mare de oricare din substanțele sau materialele, că mă refer și la jocuri video, și la internet, și la pornografie. Din ce în ce mai mult, mai multe, o cantitate mai mare și de materiale și substanțe din ce în ce mai nocive. Ceea ce îl face pe om să plonjeze în aceste dependențe și apare un cerc vicios pe care numai mesajul eliberator al Evangheliei, mesajul iertător, primitor al Evangheliei lui Hristos poate să-l rupă și să-l scoată pe om din opinia sa prin care el devine, se crede sau se consideră cel mai păcătos și că nu mai are cale de întoarcere. Dacă ar fi un mesaj pe care l-aș putea să-l dau și să nu deznădăjduim, indiferent în orice condiție și în orice situație ne-am afla, condiția noastră de creștini este incompatibilă cu deznădejdea. Dumnezeu ne-a deschis împărăția cerurilor dincolo de timp și spațiu. Oricând, acum intrăm, putem să intrăm în împărăția cerurilor prin mărturisirea noastră înaintea lui Dumnezeu că suntem păcătoși, că suntem lipsiți de virtuți, dar recunoscându-L pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos ca unic mântuitor, ca unic salvator, este singura noastră nădejde, este singura noastră certitudine care nu ne permite să fim deznădăjduiți. Dragi prieteni, acesta a fost Universul Credinței de astăzi. Ne revedem duminica viitoare la 7 fix pe TVR1. Așteptăm să ne scrieți pe e-mailul universul.credințe@tvr.ro, dar să ne vizitați și pe pagina noastră de YouTube. În câteva minute, la 8:30, ne vom împărtăși împreună din Bucuria Credinței cu Părintele Constantin Necula. Astăzi continuăm seria realizată cu sprijinul Complexului Muzeal Național Moldova-Iași și vom afla detalii despre mormântul tragic de la Cucuteni, la 8:30 pe TVR1, așadar. Ne revedem duminica viitoare, să aveți o săptămână cu pace și cu bucurie!